Atunci când o persoană fumează cannabis, una dintre substanțele chimice ale plantei, cunoscută ca THC, trece din plămâni în sânge. Substanța este apoi transportată de sânge către creier, unde acționează asupra receptorilor specifici cannabinoizi. Acești receptori se găsesc în zonele creierului asociate cu concentrarea, gândirea, percepția timpului, coordonarea, memoria și plăcerile senzoriale. Efectele activării THC în aceste zone sunt responsabile de starea euforică pe care o simt oamenii. Dar pe lângă alterarea stării mentale, se întâmplă și altceva. În Statele Unite, conform unui sondaj din 2018, unul din 8 adolescenți cu vârste între 12 și 17 ani a consumat marihuana în ultimul an. În clasa a 12-a, aproximativ unul din 16 o face zilnic. Deci care e problema? Chiar și oamenii foarte inteligenți fumează, nu-i așa? Hai să vedem efectele cannabisului asupra creierului adolescentului. Răspunsul creierului pentru a contracara efectele THC afectează atenția, abilitatea de a-ți aminti și potențialul de învățare. Aceste efecte pot persista mai multe zile. Acest lucru nu ar fi o problemă dacă creierul nostru ar funcționa ca o mașină, dar nu o face. Creierul este un organism viu, poate cel mai prețios dintre toate. La adolescenți, acest organism este încă imatur. Este nevoie de aproximativ 25 de ani până la dezvoltarea completă a creierului uman. Acesta este motivul pentru care, când adolescenții și adulții se ceartă, ajung adesea la concluzii diferite. Există o justificare biologică pentru asta. Adulții au un cortex prefrontal complet dezvoltat, partea creierului responsabilă de judecata și de conștientizarea consecințelor pe termen lung. În schimb, cortexul adolescenților este încă în creștere. Aceștia sunt mai influențați de sistemul limbic deja matur, care răspunde la frici și emoții. Dacă creierul în dezvoltare este expus la o cantitate mare de THC, partea responsabilă de controlul emoțiilor s-ar putea să nu-și atingă niciodată întregul potențial. Acest lucru poate avea consecințe pe termen lung și efecte asupra inteligenței măsurabile, a învățării și a judecății. Un studiu care a urmărit adolescenți de la vârsta de 13 ani, timp de 25 de ani, a constatat că, în medie, cei care consumă regulat marihuana pierd 5,8 puncte de IQ până la maturitate. Deoarece IQ-ul mediu este de doar 100, acest lucru este suficient pentru a distruge șansa la o facultate bună sau la o companie de top. Dar asta nu e tot. Există de asemenea dovezi că unii adolescenți care consumă cannabis sunt mai expuși riscului de a dezvolta depresie sau chiar o psihoză. Psihoza schimbă modul în care creierul procesează informațiile și te face să pierzi contactul cu realitatea. Poți vedea și auzi lucruri care nu sunt reale și poți să-ți pierzi complet mințile. Pe scurt, euforia dată de marihuana vine cu o multitudine de efecte secundare. Unele pot fi amuzante, unele pot fi benefice, iar altele pot fi potențial oribile. Nu știm întotdeauna. Dacă vrei să beneficiați de cea mai performantă mașină de învățare, poate ar trebui să așteptați până când creierul este complet dezvoltat, înainte de a încerca marihuana. Ce credeți? Ați încercat vreodată cannabis în adolescență? Și dacă da, credeți că va afecta negativ creierul sau nu? Împărtășiți-ne experiențele în comentarii! Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te! Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.